Bună ziua, faceți-ne să înțelegem ce înseamnă acest lucru dacă cei din Madagascar spun că Radu Mazăre a fost adus ilegal, în timp ce autoritățile noastre s-au lăudat că au făcut o amplă operațiune de extrădare. Bună ziua! În primul rând înseamnă că a avut loc o fraudă la extrădare, iar în al doilea rând că a fost încălcat principiul specialității, prevăzut în legislația prin cooperarea judiciară internațională în materie penală. Practic, autoritățile malgașe au purces la predarea domnului Mazăre fără să existe o hotărâre a unei instanțe și fără avizul ministrului Justiției din Madagascar. Prin hotărârea din 7 septembrie anul acesta, care a rămas definitivă în data de 7 octombrie săptămâna trecută, s-a constatat că sunt nule toate actele emise de către Procurorul General din Madagascar. Este vorba de două autorizații de predare și un ordin de extracție din penitenciar. Radu Mazăre a fost adus în țară anul trecut. Ce faceți acum în acest moment când aveți această decizie care spuneți că este definitivă? Ce puteți ataca dumneavoastră? Da, prin hotărârea anterior menționată s-a stabilit că urmează a fi repus domnul Mazăre în situația anterioară. Asta înseamnă că, potrivit acestei hotărâri, domnul Mazăre trebuie să se întoarcă în statul Madagascar pentru a fi reluată procedura de extrădare, cu respectarea drepturilor sale fundamentale. În principal este vorba de dreptul la apărare și dreptul de acces la o instanță. Foarte scurt, că încheiem, că ne spuneți, asta ar fi o bombă să-l ducă înapoi pe domnul Mazăre, pentru că autoritățile noastre n-au știut să respecte legea de acolo și să aștepte acele decizii care spuneți dumneavoastră. Autoritățile noastre pot ataca acțiunea pe care o faceți dumneavoastră? Acțiunea pe care probabil o să o facem zilele următoare este una prevăzută de codul de procedură penală. Este vorba de contestație la executare, pentru că din punctul nostru de vedere, a intervenit o împiedicare la executarea hotărârii. Prin anularea actelor respective și prin dispozitivul hotărârii prin care se stabilește că a existat acel viciu de procedură și că toate actele sunt nule, orice consecință care decurge din acele acte nu mai poate fi luată în considerare. Așadar, urmează ca un judecător din România să analizeze situația și să constate că există o împiedicare la executare. Asta așteptăm și noi. Foarte important ce spune avocatul domnului Radu Mazăre, că acesta ar trebui să fie repus în drepturile anterioare, adică să fie dus în Madagascar înapoi și să se reia întreaga procedură.